Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod de pe acest canal de Tierlist. De data aceasta revenim cu Clash Royale. Dacă ieri am postat episodul cu Feng 1 vs 1 vs toți brawlerii din joc, astăzi revenim cu Clash Royale cu Tierlist pentru că mi-a cerut foarte mult ca să vă spun care cărți sunt meritate. După cum se vede, am făcut 4 topuri, ca să zic așa, un top din 4 cu foarte bune, decente, slabe și care ar trebui șterse din joc, după părerea mea. Știți bine că eu, până la urmă, în ultimul timp am jucat foarte mult Clash Royale și la momentul de față sunt undeva la 5.000 global cu 6.700 de trofee. Am un deck cu Mega Knight, Ram Rider și mi se pare destul de bun. Contează foarte mult deck-urile respective din sezonul respectiv, cât sunt de nerfuite sau băfuite sau așa mai departe, ca să-l poate juca. Nu uitați de butonul de like, vreau să facem la acest episod, dacă se poate, de peste 4.000, v-aș ruga din suflet. Dacă vreți să mai fac tier list-uri, probabil, ca să mai fac tier list, cred că cu brawler din Brawl Stars și m-am mai gândit și cu skin-uri pe Brawl Stars, chiar și cu emoturile de pe Clash Royale, că sunt o grămadă de emoturi, nu știu dacă găsiți vreun tier list cu toate emoturile pe Clash Royale. Butonul de like, codul Mădălin pe show, follow pe Instagram, îl găsiți aici jos și haideți să ne îndrumăm, că nu vreau să fie atât de lung episodul cum l-a făcut cel cu Brawl Tarcule de o oră. De 50 de minute. În fine. Nu uitați să dați și follow pe linkurile din descriere și hai să-i dăm drumul. Deci, în prima fază avem Wizard-ul. Wizard-ul, o să explic în fiecare parte, deci fiți atenți aici. Ce o să pun la foarte bune sunt cărțile acelea care merită în mai multe decuri jucate și sunt geniale în anumite situații bune. Decente, cele care merg așa și așa, nu în toate decurile, dar merg. Slabe, alea care nu sunt jucate mai deloc, dar sunt și ele acolo să fie pe joc, le mai folosești în anumite decuri. Șterse din joc care nu au ce căuta și sunt efectiv foarte useless, adică degeaba cum ar veni. Wizard-ul, o să-l situez la slab. De ce cauză zic slab Wizard-ul? Nu-l vezi mai nimic, gen în trofee mari, poate în trofee mici îl vedeți. I don't know. Dar Wizard-ul pentru 5 elixiri are HP foarte mic și a contra foarte ușoară. Splash-ul nu e atât de mare și nu-l vezi atât de bine. Adică în loc de Wizard ai folosi Electro Wizard sau ceva, nu știu, de elixir mai mic decât de 5 elixiri. Cred că la un moment dat trebuie să fie nerfuit elixirul sau coste măcar 4 sau ceva de genul, pentru că el costă 5 elixiri, dar fireball-ul aproape îl pică. Adică doar să vă imaginați chestia asta. X-Bow e o problemă aici. E decent, jucătorii de top toți joacă X-Bow, dar nu merge decât un anumit deck, acela cu Archer sau Archer Queen sau nu sunt multe deck-uri cu X-Bow. Trebuie neapărat să ai o Tesla pe lângă neapărat și Tesla a fost nerfuită. E greu. Decurile cu X-Bow sunt foarte grele și e greu să joci X-Bow, deci nu e atât, dar e decent. Pentru că poți să faci trofee cu el dacă ești foarte bun cu decul cu X-Bow, Tesla și așa mai departe, poți, lejer. Zepul, sincer, în ultimul timp nu a mai fost jucat atât de mult. A fost jucat Giant Snowball, Barberul-ul a rupt și rupe în continuare. Zepul nu mai e așa de wow, pentru că nu dă knockback, dă doar, mai ales uite cum e Goblin Barrel-ul, devine pe tur, nu poți să-l bați din prima. De Zepul situezi aici, nu înțeleg de ce se vede spațiul ăsta așa mare, dar nu contează. Singura chestie tare la Zep este că poți să-l dai instant, gen direct. Zepizu o să-l situez la slab. Astea sunt părerile mele, efectiv. De ce vă zic că situez la slab Zepizu? Pentru că, la fel, merge doar în decul acela cu porci, Fly Machine, Goblin Cage și nu sunt atât de bune acestea. Și am mai văzut încă ceva într-un dec cu Graveyard Zepizu, că ar merge. Din nou, 4 elixiri și a contra foarte mare, n-au HP foarte mare. Nu, e slabă, carte slabă. Chiar spre șterse din joc, dar încă mai face treabă în anumite decuri. Nu merită șterse din joc. Battle Healer-ul, tot slabă. Părerea mea că Battle Healer-ul nu merge decât în decul cu Elixir Golem. În afară de Elixir Golem-ul acela, practic ăsta de aici, de-l vedeți voi aici, nu merge nimic altceva. Nu-l vezi în alt deck. E imposibil ca să-l poți vedea în alt deck, pentru că nu face nimic decât după Elixir Golem ca să-l poți ține și să spamezi unități cât mai multe după aceste elixir golem, dar dai și elixir la adversar, deci nu e ok. După aceea avem Betaremu. Betaremu pun la decente, deci nu pun la foarte bune, pentru că Betaremu este cea mai contrată carte din joc, pot spune la momentul de față, chiar dacă și-a primit și buff pe damage. Oricine o contrează, un Bowler, niște goblini, niște scheletoni cu Night Spirit, un Night Spirit îl oprește, orice carte îl oprește efectiv, din charge, din absolut tot. Chiar s-ar putea să fie spre slab Betaremu, dar încă mai este jucat destul de mult Betaremu, sincer, la momentul de față. Dar e o carte decentă. Bomb Tower-ul, sincer, aș trece eu la foarte bune sau decente. Nici nu știu, se joacă foarte mult cu Earthquake Hog Rider Bomb Tower. Cred că aș trece-o la decente. Nu vezi prea multe trofee mari. Eu acum discut în trofee mari. Trofee mici e altă mâncare de pește, cum s-ar spune. Se joacă cărți hazardate, o să vedeți voi Mega, Pekka și așa mai departe, dar nu o să meargă în trofee mari copilul ăla cu cărțile alea.
Îl trec la decente, nu e foarte folositor Bomb Tower-ul, dar să știți că e bun, are și HP bun, are și splash, are tot ce trebuie. Dar e decent, pentru că nu-l vezi în decuri de top. Bombor-ul pentru 2 elixiri, sincer, tot la fel este decent, că nu-l vezi în decuri foarte multe. Îl vezi în Electro Giant, într-un deck cu Electro Giant, lol, aici apare că... Că e de 4 elixiri? Stai așa, bă, am făcut o greșeală. Așa trebuie să fie, ok, mă și miram, bă, de ce 4 elixiri? Bombor-ul. Da, deci bombor-ul e decent, la fel nu merge în multe decuri. Era un bun la un moment dat, dar primi nerf. Deci nu merge atât de wow. Bowler-ul e o carte slabă, pentru că dă damage puțin. Dar e enervantă din simplu fapt că dă knockback la unități, cum ar fi la Hog Rider, dar Hog Rider-ul poate să intre pe turn. Rem Rider-ul e o contră supremă, Bowler-ul la... Dar știți care e faza? Că e foarte lent, e bun pentru un X-Bow, pentru un Mortar, pentru un Rem Rider, dar nimic altceva. Nu vezi să dea damage pe turn decât poate puțin de tot dacă greșește poziționarea cărților acest Bowler. Doar folosești mult în deck cu balon sau whatever. Kenan-ul... Pot considera că este o carte foarte bună, mai ales că este 2-6, care gen este considerată un deck bun la momentul de față, dar Kennenul pentru 3 elixir nu prea poate să dea contra... Nu, cred că o să pună decent Kennenul. Tesla o să pună foarte bun. Pentru că Kennenul nu dă și aerian. Și în cărți, și în trofee mici, dar și în trofee mari, Kennenul te poate și ajuta, dar te poate și să nu te ajute, că asta merge doar în 2-6, nimic altceva mai bun am văzut Kennenul. Mai degrabă Bomb Tower-ul. Îl vezi mai multe decuri decât Kennen, nu? Mai degrabă. Îl pun la decenți, până acum nicio carte foarte bună. Dar o să fie timpul și, și cărților foarte bune. Kennen cartul, la fel, o carte decentă. E bună, e enervant. Gen, Kennen cartul e enervant din simplu fapt că scutul, după ce se sparge scutul, durează foarte mult pe mapă și dă un damage dublu, cum ar veni, dă hit-ul mai rapid și o carte extraordinară după ce se distruge, dar are viteza foarte mică. Înainte cu viteză mare era extraordinar de genial Kennen cartul, acum nu. Clona, părerea mea e că aș șterge-o din joc. Clona sau și remodela-o. Bine, nu poate să se întâmple chestia asta, pentru că, uite, dau exemplu, mai este un deck de golem care se poate folosi cu clona, sau mai este un deck cu lava care poate folosi clona. Dar după părerea mea că nu am folosit-o, mi-e greu să cred că aș putea să o folosesc și să facă ceva. Dar să știți că mai sunt decuri enervante și cu clona asta, deci păi e între slabe și șterse din joc, cred eu. E părerea mea, stric părerea mea și atât. Dark Prince-ul aș trece la o carte foarte bună. Dark Prince-ul, să știți că e în combinații foarte multe cu Royal Ghost de decuri. Are scutul acela, în momentul de față Inferno Taurus și Inferno Dragon-ul, având scutul și dacă dă pe el, se resetează practic, nu mai dă în continuu pe scut. E o carte bună, pentru 4 elixir face multe, e și destul de tanky, își încarcă și superul și rapidă pe hartă, gen pe hartă, pe, în match, înțelegeți, în arena. Da, e o carte foarte bună, dar prințul prima de astăzi chiar. Dar Goblin nu e decent. De ce zic chestia asta? E o carte enervantă, dar nu e wow. Dar Goblinul merge mult în Logbait. Deci neapărat în Logbait, în cărți de Swarm și așa mai departe. Deci în niciun caz nu o să vedeți tu, voi Dar Goblinul că o să fie în multe decuri. Da, e enervantă, dar și rapid contra. Care aș pe mic. Și trebuie să știți să o poziționești. E ok. Arcașele, bă, foarte slabe. Gen, dacă ar fi ceva foarte slab, aș trece la foarte slab, dar nu șterse din joc. Pentru că arcașele, efectiv, nu... gen, își au HP foarte mic, își au contră foarte rapidă. Și ce vezi tu cu deck-ul de arcașe? Este doar X-Bow, nimic altceva. Eu n-am mai văzut arcașe în niciun alt deck în afară de X-Bow. Niciun alt deck la trofee, Marlboro. Nu mai... N-ai ce să mai faci cu ele. Earthquake-ul aș trecut la foarte bun, dar o să trec la decent. Din simplu fapt că dă doar pe jos. E greu de jucat Earthquake-ul. Câteodată e bun, dar te și îngroapă. Mai degrabă aș vedea Lightning-ul mai bun decât Earthquake-ul. Clar, Lightning-ul o să pun la foarte bun, mai ales că face parte și din deck-ul meu. Și Lightning-ul vezi peste tot acum jucându-se Archer Queen-ul. Da, nu, la decent o să trec. După aceea avem Electro Dragon-ul, tot aici la slabe. Electro Dragon, foarte slab. Nu-l vezi decât în golem, poate câteodată în golem vezi. În mult se joacă cu Battle Healer-ul acesta și cu Elixir Golem-ul, dar nu. Electro Giant-ul, bă, Electro Giant-ul. Aș trece la o carte foarte bună, dar are niște minusuri. Dacă nu ai Lightning sau Earthquake să bați efectiv unitățile de building de pe hartă, o să ți-l plimbe și o să te enervezi la maxim. Deci trebuie neapărat să ai deck Lightning sau Earthquake. Mare parte la inimă. Că am jucat și eu deck și m-am enervat foarte tare, am jucat și eu asta și încă încerc să-l testez. Dar e bun. În afară de P.E.K.K.A.
și building-uri, nu poate să-i dea nimic contra. Nimic. Adică, dacă ai tornadă împreună, bine, că dacă pune Inferno Dragon un nașpa sau Inferno Tower, ați înțeles, dacă ai tornadă, atagi unitățile în el, pe lângă faptul că le și omoară, mai dă și damage și are și o grămadă de HP. E genial. Deci cartea asta e genială, doar că e cam lentă și înceată. Lentă, înceată, înțelegeți. Avem Electrospiritul. Electrospiritul îl trec la foarte bun, dar la fel cu Luminos. Chiar consider că Electrospiritul e mai ok ca ai Spiritul la momentul de față, dar știți din ce cauză are un minus? Că poate să-și activeze adversarul foarte ușor, King Tower-ul. Foarte ușor. Nu știu, gen, adică nu trebuie neapărat să folosești Electrospiritul ca ai Spiritul de Cycle, să treacă pe turn și să dea damage, pentru că nu știi când activează King Tower-ul. Dar în general dă pe mai multe unități, e șmecheră, e mai șmecher că ai Spiritul pe vremea. Electro Wizard-ul. Păi Electro Wizard-ul consider că e o carte decentă, nu mai e foarte bună pentru că nu mai dă damage-ul și nu mai are HP-ul pe care l-a avut, nu știu dacă a fost nervită pe HP, dar nu mai dă damage-ul pe care l-a avea odată și de când a venit Archer Queen-ul, Electrospiritul, Electrospiritul, doamne, Electro Wizard-ul a dispărut din cadru. Deci e o carte decentă, nu slabă, decentă. Fie multe cărți decente pe jocul ăsta. Barbarii, bă, barbarii, între decent și slab. Barbarii sunt buni, dar nu prea. Sunt foarte ușor de contrat la trofee mari. Dar și dacă, mamă, dacă pușesc cu un golem sau ceva de genul, e rupere cu barbarii și dau o grămadă de damage la momentul de față. Bă, le trec la decente, sincer, barbarii. Pe bune că te enervează la culme, dar dacă dai de un deck de la de cycle, te plimbă pe hartă, te-a rupt. Nu mai faci nimic, două parale. Dar să știți că barbarii, dacă dau un damage bun, deci le lasă acolo. Pompa. Te poți să trec pompa decât la șterse din joc, ești nebun. Bă, cine mai folosește pompa în 2022, ești nebun? Adică pompa, oricine are un Lightning, Earthquake, Fireball în deck, e imposibil să nu prinzi și pompa va fi cea mai contrată, că nu o să te lase să pompezi. Cum ai pus pompa, acum deja, uite așa să fac cu kill adversar și au atracție pe ea. Numai să joci Trimaschi, dar nu mai e așa jucată Trimaschi, că, de exemplu, tu dai spell pe pompă, dar eu vin după aia cu Mega Knight-ul, să vin cu Royal Go și dau spell și îți bat maschetilele din spate. E foarte greu, nu, ștearsă din joc, pompa n-are ce căuta. Asta tot la slab, eu trec Elixir Golem-ul, în afară de un singur deck, nu-l vezi în alte deck-uri Elixir Golem-ul. Dai Elixir la adversari, nu aș vrea să joci deck-ul ăsta dacă cumva nu ai un deck, gen deck-ul acesta cu Electro Dragon și cu Battle Healer și înțelegeți. Executioner-ul, e o carte slabă. Executioner-ul nu mai e meta de când a fost nerfuită Tornada. Tornada înainte știți că dura foarte mult, acum durează foarte puțin. Și era combo-ul suprem Executioner cu Tornadă. Au încercat să-i mărească hit-ul, să fie mai lung, n-au reușit să facă nimic din el. E carte slabă rău de tot și așa cred că va rămâne poate mult timp, că nu mai e combo-ul cu Tornadă. Dar da. Mamă, dar au trecut ceva minute și mai avem o grămadă de cărți, wow. Fire Spirit-ul o să-l trec la foarte bune. De unul elixir, dă și splash, dă și damage, nu știi când te duci pe turn și sare splash-ul ăla blană și dai chip damage pe turn, puțin câte puțin și iei turnul adversar. Foarte bun, merită nota 500. Bun și la interior și la exterior, cum era faza aia. Săgețile le trec la slabe, săgețile nu mai sunt așa de jucate. Adică nu sunt deloc jucate, mai degrabă ai juca un Fireball, Lock, Barbarrel, Giant Snowball decât săgeți. Dar sunt și anumite deck-uri în care se joacă săgețile, deci slabe spre decent, dar cu puțină diferență. Fireball-ul foarte bun. Fireball-ul e în anumite deck-uri, în multe alte deck-uri. Se joacă în nenumărate și 2-6 și în absolut toate deck-urile imposibile și posibile. Deci Fireball-ul jucați-l că merită. Firecracker este decentă, e enervantă, nu e wow. Chiar spre slabă aș considera-o. Pentru că a primit nerf foarte mare înainte și dădea knockback mult. Acum aș da knockback mai puțin Firecracker-ul. Și a fost nerfuită, dar o consider o carte decentă și enervantă. Decent, ok, wow, o lăsăm la decent. Fisherman-ul. Fisherman-ul l-aș trece, l-aș șterse din joc, dar încă mai face treabă uneori. Fisherman-ul, dacă nu știi să-l folosești, îți rupe capul. De exemplu, dacă tu pui Fisherman și o pun Electro Giant-ul sau Giant sau așa mai departe, ajunge din ce în ce mai rapid pe turn. Dar el trebuie să-l folosești ca să-ți activezi King Tower cu un Hog Rider, Giant, dar e greu, adică... Și își încarcă foarte greu hook-ul acela să atragă. Deci e o carte slabă, părerea mea, nu mai așa, wow, cum era înainte, se joacă doar într-un singur deck cu Royal Giant, am văzut. Fly Machine. O trec la o carte decentă. Fly Machine-ul, vezi că pe lângă faptul că mulți fug de el de WC-ul zburător, e o carte bună și enervantă. Dă de la mijloc pe asta pe unități, cum ar fi Inferno Tower sau Cannon sau așa mai departe. Și nici nu știi când îți zboară damage-ul și trebuie să dai Fireball sau ceva de genul ca să o bați.
Deci atenție mare de tot că e enervant Fly Machine-ul. E o carte decentă. Frizu e o carte slabă, dar și decentă totodată. Și o să vă explic imediat. Frizu se joacă într-un deck cu Balon sau Graveyard. Era foarte bun înainte, jucându-se și cu Hogrider, Mini P.K., Rachetă sau ceva de genul. Dar numai înainte era foarte bun că dădea damage mult de tot pe turn și pe unități. Acum nu mai dă damage așa, wow. Totodată poți și să te ajuți de freeze, dar poți să și să-ți înghețe meciul, adică efectiv să nu-ți facă nimic. Nu, e slabă. Furnace-ul o trec la carte... nu mai așa jucată, nu, la slabă. Furnace o trec la carte slabă de când a fost remodelat foarte mult. Gen, building-ul la momentul de față nu mai sunt atât de bune. Goblin Hat-ul, ăsta, Barbarian, cum naiba se numea asta, mă. Deci Goblin Hat. Asta era Goblin Hat, nu, era Barbarian Hat. Trecem Furnace-ul la slab și o să vedeți imediat că și Goblin Hat-ul și Barbarian Hat-ul au fost nerfuite. Efectiv au HP mai mic și dispar, adică din match foarte rapid. N-are sens ca să le poți folosi. Trebuie să punem așa noi mai jos ca să se vadă cum trebuie. Giantul îl trec la o carte foarte slabă, gen la carte slabă, numai așa de bună și a contra foarte mare de la orice, este bătut foarte ușor, singurul deck cred că este Double Prince Giant ca să joci și Graveyard Giant cu Witch pe spate sau cu Night Witch în spate și să te duci Rush. E greu de jucat Giantul, foarte greu. Giant Skeletonul, slabă, la fel, foarte slabă, gen a fost nerfuită pe bombă, dă mai puțin damage bomba de la acest Giant Skeleton. E foarte ușor de contrat, greu să-ți ajungă pe turn. Înainte era enervantă, din ce știu eu, în meta. Acum numai că a fost nerfuită. Giant Snowball, o carte foarte bună. Jucați-o și eu o joc. Dă knockback mai mare, că a fost băfuită. Dă damage, la fel ca un Zap. Poate să resetezi un Inferno Dragon, gen să-l dea înapoi. Poate să dea încetinire mai mare pe turn, pe turnul adversarului. E tot ce trebuie, merită jucat. Goblin Barrel-ul e o carte decentă. De ce zic că e o carte decentă Goblin Barrel-ul? Pentru că sunt anumite deck-uri pe care poți să le joci. Goblin Barrel-ul, la fel, pe jocul acesta e una dintre cele mai contrate cărți ever. Mai ales dacă prinzi vreo 3 spell-uri în deck te-ai dus. Depinde cum joci. Dar se joacă, Goblin Barrel-ul se joacă în deck de Logbait. Adică Logbait și mare parte se mai joacă și în anumite deck-uri, dar Logbait-ul este în principiu. Și nu pot considera pentru că nu vezi peste tot, decât în Logbait și atât. Atât, nimic altceva. Baby Dragon nu consider că este o carte slabă, era foarte bună înainte până să vină Archer Queen-ul, cred. Dă puțin damage. HP-ul, da, are HP mare, merită în Golem să-l joci. Nici în Lava nu prea mai văzut Baby Dragon să fie jucat. Era bună rău înainte, puteam să o consideră la decente, dar acum nu mai vezi atât de mult gen Baby Dragon-ul ăsta. Probabil și în deck-ul Graveyard. Goblin Cage-ul e o carte decentă, la fel a fost nerfuită, puteam să o trec la foarte bune, dar Goblin Cage-ul a fost nerfuit pe damage-ul Cage-ului, chiar dacă Goblinul e foarte bun și dă damage extraordinar de wow. Carte decentă. După aceea avem ăsta, cum ne-ai pasinat, Goblin Drill-ul, trecem la carte slabă. Goblin Drill-ul, la fel e foarte contrat, îl dai pe turn, dar nu prea ai multe chestii, sugestii de a putea da damage cu el. Înainte era enervant rău că spawna mulți goblini. Goblin Gang-ul, din păcate, nu o să trec la decente, o să trec la cărți slabe. Și o să vedeți din ce cauză. Când o să ajunge la guardi, o să trec la decente pentru că guardiile sunt mult mai ok în deck-ul de Logbait. Dar mai sunt acei doi spirit goblini care sunt enervați în anumite situații și mai dau și Aerian. Dar e o carte slabă, numai aici era odată Goblin Gang-ul. Deci părerea mea, nu știu, barna. Acum poate să fie între decent și slab. Dar eu consider slab pentru că nu prea am mai văzut atât de mult Goblin Gang-ul la trofee mari. După aceea avem Goblin Giant-ul ăsta, o să-l trec la carte slabă, e foarte lent. Goblinii nu dau prea mult damage din spatele lui. La fel e ca Giant-ul contrat rău de tot, în deck-ul Spark, am văzut că mai merge și atât, nimic altceva. Deci nu. Goblin Hat-ul, carte slabă, la fel ca Furnace-ul, a fost nerfuit. Are HP mai mic. Iasă niște goblini din el, sau ies, cred că bine spus, ies niște goblini din el, dar, na, că acum și oricui cu poate să-i dea contra la Goblin Hat. Goblinii, toți slabi văd, decât să ai joci goblini, mai bine joci niște scheletoni de cycle și te ajută mult mai mult, deci goblinii nu prea merită jucați. Golemul, la fel, carte slabă, golemul nu mai e jucat mai deloc competitiv.
pentru că are multă contră, dar sincer, aș trece și la decent golemul, pentru că e un deck enervant să spamezi unități și să pui după el. Hai să trecem la o carte decentă, goblin, doamne, golemul. Pentru că problema este o condiție de win. Și e mult mai ok ca giant-ul și ca goblin giant-ul, golemul. Mult mai ok, părerea mea. Că aduni unități după el și e forță. Graveyard-ul trec o carte pă, foarte bună. Nu, nu, nu trec la decente graveyard. Graveyard e o carte foarte bună. Până în faptul că e damage direct pe turn. Dacă adversarul nu are poison sau nu știe să joace foarte bine, dai niște chip damage bun, mai dai și un freeze la interrupt. Vezi că graveyard-ul chiar e ok ca virgulă carte și a fost de-a lungul timpului foarte nerfuit graveyard-ul. Avem guarduri, foarte bun, are scut, damage, sunt 3 la număr. E genial. Din guardurile chiar sunt geniale, aș vedea chiar în logbook să joci guarduri în loc de Goblin Gang. Pentru că n-ai vrea să dai pe Goblin Gang Log, Zap sau Giant Snowball pentru că au scutul ăla și n-ai vrea să faci chestia asta. Deci guardurile merită jucate. Heal Spiritul consider aici la slab. Heal Spiritul nu face nimic decât dă niște heal, dar trebuie să te folosești cumva de heal-ul ăsta, pentru că nu cred că e atât de wow. Da, nu cred că se merită să-l punem la decent. Las la, nici nu-l joc eu, dar nu pot să consider că e decent. Uite, balonul pot să-l consider că e decent. Chiar spre foarte bun, dar balonul e contrat. Foarte mult contrat. Atâta timp cât are și ceva aerian. Acum când dai de 2-6 și n-are aerian, te-ai dus. Aia e, norocul tău. Dar balonul e o carte decentă, dar și contrat. Dar în lava rupe, cred. Nu știu dacă mai rupe balonul lava. Hogrider, o carte foarte bună. Hogrider-ul, bine, pe lângă faptul că e contra și Hogrider-ul, cu Tornadă, cu Cannon, cu Tesla, cu Bomb Tower, cu Ram Rider, cu P.E.K.K.A., cu Mini P.E.K.K.A., cu tot ce e nevoie și absolut tot ce e, și Mortar chiar. E o carte foarte bună, merită să pușezi, la trofee mari se joacă până în prostie încă Hogrider-ul și chiar reușesc oamenii să pușeze. Hunter-ul consider că ar merita ștersă din joc, sau cel puțin remodelat, Hunter-ul ar merita remodelat sau ștersă din joc. Pentru că el dă damage doar din apropiere. Și nu prea mai sunt multe unități care să dea, nu știu, Hunter-ul. Trebuie ceva skeleton sau ceva care să oprească din ce. Uite cum ar fi prințul. Până vrea să dai Hunter-ul, că el dă de la distanță. Nu, are o mecanică foarte slabă. El dă de la distanță, uneori dă, uneori dă și din apropiere și încasează damage. Pui poate elixir pentru nimic. Ice Golem-ul e o carte foarte bună. Pentru 2 elixir. Plimbă unitățile pe hartă, e destul de tanky. Vezi că merge și în 2-6. Hogrider cu Ice Golem e rupere. De la fel, nu se joacă foarte mult. Ai Spirit o carte foarte bună din nou. De Cycle, e bună, merită jucată, e tot ce trebuie. La fel ca Electro Spirit, ca Fire Spirit, în decur de Cycle, la trofee mari, o să vedeți că o să fie foarte populare. Ai Wizardul, părerea mea că este o carte foarte slabă, nu merită șteasă din joc, că e enervant. Dar pică de la Fireball. Înainte nu pica de la Fireball, acum pică. Din prima. Și la fel are HP mic. Dă încetinirea, dar nu e wow, i-a făcut și o mecanică acum când se spawnează să dea încetinire, dar nu-l ajută deloc. Inferno Dragon-ul. O carte slabă pentru că la fel e contrat de scheleton, e plimbat pe hartă și nu dă damage atât de mare, decât uneori când faci vreo greșeală și nu mai ai nimic aerian sau îți dă un freeze sau mai știu eu ce, dar e o carte slabă, nu e wow. Inferno Taurul e o carte decentă. Aș trece-o chiar la foarte bune, dar Inferno Tower o se joacă decât în log bait. Și nimic altceva. Dar e genial, Inferno Tower e genial. Are HP mult, dă damage, wow. Dar și când îți iei resetare sau nu îți dă gen numai... Îți dă un lightning, te-ai dus. Nu. No. Knight-ul e o carte foarte bună, pentru 3 elixire destul de tanky, dă damage. E ce trebuie, Knight-ul chiar e ce trebuie, vezi că e chiar ok ca să joci mai multe decuri. Bine, acum nu o să joci Brispem cu P.E.K.K.A. și cu Knight, logic, dar merită jucat. Lava 103 la o carte... Hulala... Decentă. Vezi că lava dă de la distanță foarte mare. De la o distanță foarte mare lava. La momentul de față i-au crescut și damage-ul. E enervantă. Merită cu balonul să fie la decente. Lightning-ul foarte bun. E un spell extraordinar de bun împreună cu Fireball. Dacă merită să-l jucați, da, pentru că și eu îl joc. Lightning-ul dă contra la Arcircuin, că e cea mai bună din joc și o să vedeți că o să o pun chiar la foarte bună. Arcircuin-ul merită Lightning-ul. Pandita, o carte foarte bună pentru 3 elixir, face multe și nici nu știi când intră pe turn și dă dash-ul la blană. Singurul lucru e că trebuie remodelată, că nu mai dă contra la prinț. Și Bandita, din păcate, înainte dădea contra gen dash-ul acela și oprea prințul din charge. Acum nu-l mai oprește că e prea rapidă. Care e faza? Lumberjack-ul consider că este o carte slabă.
înainte era foarte bun, când dădea hit-ul ăla mai rapid, acum a fost nărfuită, la Lamborghini cu slab, nu merită decât într-un deck cu balon să-l poți juca. Altfel și în Golem, dar nu prea se mai joacă Golem cu Lamborghini, din păcate. Carte slabă, foarte slabă, foarte slabă, foarte slabă. Nu Archer, The Magic Archer. Magic Archer-ul este o carte decentă, merită jucată într-un deck cu Mega, P.K.A. Nu Mega, P.K.A., înțelegeți voi, Mega sau P.K.A. Da, e o carte decentă, Magic Archer. Nu știi când intră pe turn și dă damage-ul ăla și te panichezi și imediat neapărat trebuie să-l omori. Mega Knight-ul e o carte foarte bună, jucați Mega Knight-ul, merită. Mai ales că și eu am deck cu Mega Knight și nu zic chestia asta, dar Mega Knight-ul e o carte destul de tanky. Singurul contra asupra lui pot considera că e mini P.K.A. P.K.A., dar totodată dacă știi să joci... Bine, P.K.A. e contra, da, clar. Dar altceva nu văd ce ar fi contra. Și pe lângă faptul că poți să faci defense la multe unități, cum ar fi porcii, Ram Rider-ul, la Hog Rider, la orice, frate, la orice poți să faci contra cu el. Mega Minionul este o carte slabă, nu mai merită jucată deloc Mega Minionul, pentru că are HP mic. De turn nu se mai apropie decât cu un hit, dar dacă ai dat un Ice Spirit sau Electro Spirit, nu se mai atinge de el, nu mai ai jucat Mega Minionul mai deloc. E slab, rău de tot. Minerul e o carte foarte bună, chiar decentă s-ar putea, dar nu, e o carte foarte bună pentru că 3 elixir, poți să o pui și în defense, poți să pui și în offense, adică în atac, dă un chip damage acolo pe turn, destul de bun să tanchezi chiar și unitații cu HP mic. Minerul merită ca virgulă condiție de win. Mini P.K.A. este o carte foarte slabă, e foarte contrată, nu merită jucată. Nu, no, Mini P.K.A. la momentul de față nu e ceea ce trebuie pe jocul acesta și dă damage-ul la foarte greu. Hoarda ștearsă din joc. Din start ștearsă din joc Hoarda. Cred că la fel ca... Ce pot să zic de pe aici, mă, frate, mă, că e contrat. Nu știu, ca Pompa și ca Goblin Barrel ăla pot considera că și Hoarda este cea mai contrată, frate. Pentru 5 elixir, își iau un Electro Spirit sau un Zep sau ceva de genul și mi-a dat, ai bătut-o. Sau dacă pui ăsta, Royal Delivery a bătut Hoarda. Deci voi vă dați seama, cu 3 elixir tu bați Hoarda de 5 elixir în pana mea. N-are niciun rost, n-are niciun sens. Minionii sunt slabi, nu mai se jucați atât de mult. Mai degrabă ai juca Mega Minionul decât Minionii. Dar îs mai ok și nu merită șterzi din joc pentru că sunt de 3 elixiri și valorează mai puțin, elixiri sunt mai ok. Bă, Mirror-ul, părerea mea e că ar trebui șterzi din joc. Chiar dacă este, bine, 1 elixir, dar culmea e că tot timpul când pui o carte e plus 1 elixir, cum ar veni. Da, Mirror-ul, părerea mea că ar trebui șters, nu știu. Dacă sunt doar eu de părerea asta sau nu, dacă credeți că este folositor Mirror-ul. După aceea avem Mortarul, consider că este o carte decentă, încă este decentă cartea aceasta Mortar, se joacă în trofee mari mult. E o carte enervantă când nu știi când sare bolovanul pe turn, dar și contrat. Și cont, dar poți mai folosi și în defense, v-am zis, Mortarul. Barberul, o carte foarte bună, chiar pot să zic că ia logul decent asupra logului. Barberul, cum are și barbarul acela care face treabă, cred că barberul o să dispară doar când vor primi barbarii, nerf, cred. Deci merită jucată. Mother Witch consider că e o carte decentă, a primit nerf pe HP, numai așa wow de jucat, era foarte enervantă și încă e pe Swarm, pe Skeleton și așa mai departe. Dar părerea mea că nu mai merită. Maschetirea din nou, pun la decente, merită în 2-6, dar nimic altceva. Nu mai e ce era odată nici maschetirea, care damage-ul ăla. Nu, are hit-ul mai lent când dă primul hit. Night Witch-ul, o carte decentă, merge decât în Golem sau Giant Graveyard, nimic altceva, nu o să vezi Night Witch-ul să-l joci în alt deck, clar. Chiar o trec la, s-ar putea să o trec și la slabe, dar o las la decente alături de Golem. P.K.A., o carte foarte bună, merită jucată, dar e păcatul P.K.A., ca să zic așa, e că e lentă. E mai lentă ca Mega Knight-ul și consider că e mai bine să joci Mega Knight decât P.K.A. P.K.A. e și mai contrată decât Mega Knight-ul, nu dă splash și se duce după multe unități pe hartă. Avem Poison, carte decentă, chiar slabă, dar nu o las la decentă pentru că e un spell bun, dar nu mai e atât de jucat pe cât era înainte. Nu știu din ce cauză, dar ce predomină acum e Fireball-ul și cu Lightning-ul. Decât în Graveyard văd să joci Poison și poate și într-un deck cu P.K.A. Prințul, consider că e o carte decentă, are HP bun, are damage bun, doar că e contrat foarte mult și nu e jucat în multe deck-uri. Dar e o carte decentă, bine de tot Prințul, vedeți că e bine, rău. Prințesa... E o carte decentă, nu poți să o trec la foarte bun pentru că e foarte contrată, gen oricine vă va da un Fireball, Poison, ceva de genul pe ea și trebuie să o joci într-un deck de Swarm, într-un Logbait. La fel pot considera ca toate celelalte cărți, deci vă spuneam că ți se aprind ochii când vezi o prințesă, vrei să o bați cât se poate de rapid.
Rage-ul, sincer, nu trec la șterse din joc, pentru că Rage-ul câteodată e bun. Vezi că dai un Rage acolo așa la Dumnezeu cu mila și gata. Nu știi când îți dispare turnul. Deci vezi că e chiar ce trebuie. Bine, e slab, dar mai, poți să mai faci ceva cu Rage. Remrider-ul, foarte bun. Deci fiți atenți aici, dacă tu te duci cu Remrider și el pune prințesă, efectiv Remrider-ul va da damage pe prințesă și în timp ce va da damage și dash pe turn, va omorâ și prințesa. Pentru un 5 elixir să dai și damage pe turn și să dai și damage la unități, să mă și încetinească balonul în mișcare. Dau exemplu, elixir golemul, nu elixir, elixir ăsta zice, zic, electro giantul. Când vine bază tu poți să pui Remrider-ul și să-l contrezi, că dă încetinire. E forță Remrider-ul, la momentul de față rupere cartea asta. Rascalsul e o carte decentă. Am încercat să-i fac să-i facă buff, dar n-au reușit, încă e între du-te și du-te vino cartea asta ca să o joci. Racheta consider că este o carte slabă, din simplu fapt că e greu ca să dai value pe unități. Are raza mică, pe turn, dacă prinzi jucător bun, nu prea mai pun unitățile ca să dai value pe turn, să dai damage. Ceea ce e bună la racheta asta este într-un deck de cycle ca să dai damage-ul la final, să dai damage mult pe turn, dacă rămâne low HP pe turnul lui. Sau dacă cumva îi faci o șustă, cum ar veni cu Sparky sau ceva de genul, să dai racheta și să merite value-ul acela pentru defense. Dar racheta nu poți considera ceva care, nu știu, să merite într-un deck, în mai multe deck-uri cum ar veni, înțelegeți. Barabania Hatu, slabă, nu o trec la șterse din joc, că n-are sens, dar e carte slabă. Damage puțin, bine damage puțin, barbarii se spawnează bine, dau HP mic, are HP mic baraca. Royal Ghost e o carte foarte bună pentru 3 elixir de splash, are HP mare, devine invizibil, trebuie să pui ceva cărți pentru el. Băi, e genial. Royal Ghost cred că o consider că e una dintre cele mai bune legendare, părerea mea. E complex, e mai complex decât Dark Prince-ul, părerea mea. Royal Delivery consider că este o carte foarte bună. Pentru 3 elixir vezi că e casă Royal Delivery ăsta cu Royal, cu zi să zic, cu recruțul acela. Vezi că e bine. Royal Delivery chiar e bine să-l poți juca. Mai ales dacă dai un Barberer Royal Delivery, ai bătut multe unități. De exemplu, vine cu Wizard. Dai Barberer Royal Delivery sau Log Royal Delivery. Saluti. Royal Giant-ul trec la o carte decentă pentru că el este contrat pentru 6 elixiri de damage bun. Dar dai 6 elixiri, aduni unitățile în bază și pe aia vine peste tine și îți rupe capul. Mai ales dacă nu ești în double elixir. E o carte decentă. Porcii i-aș trece la foarte buni. Dar de ce-i mult la decenți? Pentru că am jucat cu porc sezonul trecut, m-am schimbat, pentru că sunt foarte contrați. Mega Knight, Fireball, Bomb Tower, Tesla, Cannon, foarte contrați porci. Foarte, nu poți să te duci niciodată pe o linie dreaptă, că tot timpul e cineva care are Fireball sau Mega Knight. Și trebuie să-i pui așa pe două porci, doi pe parte, doi pe alta și după aia îți dă un building și adună pe toți. N-are sens. De ce îi pune la decenți? După aceea avem Scarniu, care consider că este tot la decenți. E o carte bună, dar nu foarte wow, pentru că e doar pentru defense, pentru atac nu e așa wow. Ăștia recruții trec la slabi, sunt buni, dar decât în decul cu porci. N-ai vrea să-l treci la decenți pentru că nu îi vezi în orice deck, posibil și imposibil aceștia. După aceea avem Skeleton Barrel-ul, sincer, trec la foarte bun Skeleton Barrel-ul. Sau chiar la decenți, dar nu mă, păi știi care e faza? Skeleton Barrel-ul e un pentru 3 elixir, nu știi când ajunge pe turn și bubuie, și dar doar dacă bubuie îți dă damage. Și mai scapă și cu un Skeleton și îți rupe acolo capul cu damage-ul ăla puțin câte puțin, mai ales dacă faci vreo greșeală. Skeleton Barrel-ul chiar e o condiție bună de win. Acolo din puțin câte puțin. Skeleton Dragons sunt slabi, nu merită HP mic și dau și damage mai puțin, nu mai puțin, dar mai lent damage-ul. Erau buni în trecut, acum nu mai sunt. Skeletonii, carte foarte bună pentru cycle, chiar foarte bună pentru cycle, pentru a face cycle de unități. Pentru un elixir, nu știi când ai nevoie de ei și să poți plimba ăștia pe hartă. Avem barbarii care, părerea mea, că sunt niște genii, o carte foarte slabă. Barbarii, din nou, sunt buni în decul, cred că, cu lava în loc de guardzuri, dar mai degrabă aș juca guardzuri în loc de barbari. Nu știu, brother, doar dacă dai un loc rămân foarte low HP. Au o viteză mică și sunt mulți așa, mulți adunați, nu poți să le faci decât dacă îi pui din spatele tower-ului să faci split-ul de ei. Sparky-ul îl trec la o carte slabă. Ce merge cu Sparky decât Giant sau Goblin Giant? Să fim serioși, Sparky-ul e bună. E bun Sparky-ul. Dar și contrat. Depinde cine joacă.
într-adevăr, cred că aș putea să trec și la decent Sparky, dar nu o vezi în orice deck să poți folosi tu Sparky ăsta, de exemplu, un deck cu Hoh Rider. N-are rost, n-are sens. Spirit Goblinii trec la decenți, sunt buni, pentru 2 elixir, dau și Aerian, dau și pe jos, sunt mulți așa pe hartă, mai distragi, mai dai câte un damage pe turn, chip damage, nu e rău. Tesla, sincer, aș fi pus-o la foarte bună Tesla, dar a dispărut din joc. De când a primit nerf și dă damage mai puțin, adică dă hit speed-ul mai lent, e între foarte bun și decent, ok? Tesla e o carte bună, că dă și... Cred că, bă, știi ce? Hai să o pun la foarte bune, pentru că dă și Aerian, să nu pun pe aceeași parte cu Kennenul care dă doar pe jos. Pentru 4 elixir, e chiar ok. Deci, da, hai să o trecem la foarte bun. După aceea avem logul foarte bun, merită ca legendară. Log, Giant Snowball, Fireball, Barbarrel, Lightning, sunt speluri care merită jucate. Maschetirile, cred că chiar le consider la șterse din joc sau remodelate. Bro, maschetirile sunt foarte contrate. Foarte contrate și nu mai sunt ce erau odată. Trebuie neapărat să fie păfuite sau ceva de genul. La slabe n-are sens ca să le trecă. N-are sens, chiar n-are sens. Tombstone e o carte foarte bună la momentul de față. Enervant chiar. Că scoate scheletoni și, bă, îi spawnează foarte rapid la momentul de față de când au primit. Deci de când au primit barăcile nerf, Tombstone e cel mai bun dintre toate. Dintre toate barăcile care spawnează unități. Tornada, o carte foarte bună. O vezi în multe decuri. Când faci o greșeală sau vrei să-ți activezi King Taurul, activezi tot cu Tornada în multe situații, cu multe unități. Gen activezi King Taurul, deci e foarte bună Tornada în continuare. Valkyria, o carte foarte bună. Merită să o joci în multe decuri și în Hog Rider și într-un deck de Cycle cu Archer Queen. Merită foarte mult Valkyria, dă damage de Splash, stă bine pe damage, stă pe tot ce trebuie. Avem... Avem acești Wellbreakers care, sincer, aș vedea la decenți. De ce nu pun la foarte bun? Pentru că, din nou, sunt foarte contrați Wellbreakers-ul. Wellbreakers-ul aș fi trecut la foarte bun, dar contrați. Și îți spun de damage, dar vezi că imediat a dat ceva pe ei și gata, log sau Ice Spirit sau Electric Spirit, whatever. Witch-ul o trec la slabe. E enervantă, dar și slabă, totodată. Da, nu meritezi decât câteva decuri ce poți să joci. Bețurile le trec la decente. Bețurile încă sunt decente, părerea mea. Sau chiar cred că la slabe. Nu mai sunt ce erau odată bețurile. Erau foarte bune de cycle înainte și făceau treabă. Puh, nu. Hai să las la decente. Hai să las la decente. E ok. Încă sunt ok. Archer Queen-ul nici nu se pune problema, bro. Deci Archer Queen-ul, fiți atenți aici. Aici o pun, uite. În față o pun. A, uite că asta este topul, lol. Trebuie să dau mai sus. Deci, de fapt, trebuie să pun așa. Archer Queen-ul în față, bro, e rupere. Deci, Archer Queen-ul le face pe toate. E cel mai bun erou campion la momentul de față din joc. Golden Knight-ul aș trece la decent. Golden Knight-ul la decent, părerea mea. Și chiar și asta n-aș trece la slab. L-aș trece tot la decent, așa. Sunt niște campioni care au potențial. Doar că... Bă, știți care e faza asta? Păr însulat, cum îi zicem noi, e bun, că ea are 4 elixir și are abilitatea de un elixir, dar asta are abilitatea de 2 elixir. Și nu merge decât în deck de swarm ca să-și încarce super și după aceea să dea abilitatea. Adică să-și încarce abilitatea și să-și dea. Cred că asta aș trece ori, dacă ar fi tire-ul sigur, pe bune, aș trece la slab. Uite așa. Înțelegi ce vreau să zic? Dar, da. Da, cred că mai bine fac așa. Din punct de vedere al eroilor pe fiecare categorie. În fine, și cam asta a fost. N-am mai ratat absolut nimic, nu. Cam asta a fost tier-listul, sper că v-a plăcut. Încercați pe cât se poate de mult pe ăștia de la foarte bun să-i folosiți ca virgulă cărți. Dar bineînțeles, trebuie neapărat să jucați și altceva ce am pus pe aici la decent și la slab, ca să faceți sinergia aceea, cum se numește. Dacă v-a plăcut, nu uitați de butonul de like și de abonare. V-am zis, o să vină probabil un tier-list cu brawlerii. Brawlerii de pe Brawl Stars care merită cel mai mult și care sunt cei mai buni și care nu merită și trebuie șterzi. Dacă v-a plăcut, din nou vă zic, codul mă dă pe shop, buton de like, abonare și tot ce trebuie și ne vedem data viitoare. Pa, pa! Subscribe!